Da, salutare, salutare băieți, bine ați venit la un nou Colegii, episod, după băiat, cum ne-am suntem mai la întâlnit. sindicat. Pardon. Și noi jucăm pe serverul Onta, pe România, vă și pe voi. Și asta e ce să facem. Hai să dăm drumul la videoclip vizionare plăcută. No, bun, mă auzi? Unde e colegul tău? Bine acum. No, bun. Doamne, să vă chemați toți colegii, vă rog. Adică doar liderul și atât. Da, eu voi veni astăzi. Da, ok. O Eu să dăm și vacanță, încă nu? foarte mult sunt în vacanță, l-am anunțat pe Ok. colegul tău Da, e și... vara acum în acestea. Da, cam mare, trebuie schimbat ceva. Nu e bai, că atunci acele două persoane o să stea acolo la ușă. Nu cred că o să stăm aici afară, sau? A, nu, o să mergem, o să-i conduc eu pe domnii undeva. Dacă vreți, puteți să Bun. veniți cu noi. Păi eu voi fi înăuntru acolo. Da. Că... Uite, văd că s-au mai venit colegi. Da, păi suntem numai doi. În restul n-am, au treabă în alta. Stai că încerc eu să mai aduc acum. Cât suntem astăzi aici? Dacă păi, toți Trei. liderii de la fiecare fermerie. Am înțeles. Bună Bun, ziua! da. Salut, salut. Degeaba ne-ai Salut! Păi și cum facem? Îi lăsăm aici. Băi, băieți, fii atent. Cum vine cineva, îi primiți, dar aveți grijă. Dacă nu zice numele Domne, organizației și... fiți atent, domnul de aici. Cum vă numiți, ca să știu și eu? Tătarul Alex. Domnul Totaru Alex. Domnii, o să am eu niște băieți de-ai mei care îi îndrumă pe ceilalți care mai vin. Bine. Și vreau unul să rămână aici în parcare. Și unul, când vine alt, încă un domn, să-i conducă acolo unde o să ținem ședința. Da. Da. Deci ați auzit, nu? Da. La treabă. Ok. Colegul rămâne aici în parcare. Dacă aveți Da. ceva, dați pe căscuță. Da, Da. coleg. Bun. Domnul care trebuie să conducă lumea. Dumneavoastră. Lumea Da. mafiotă mai multe. Veniți să vă arăt unde se ține ăsta ședința. Desigur. Nu Că de-abia m-am trezit, domnule, am dormit până acum, că... e singurul. M-am îmbrăcat și eu repede, na, poate nu e consumație perfectă, da. Nu contează, contează că sunteți prezent. Mi-am făcut părul, na, Să că... vină și ceilalți, colegul cheamă și pe ceilalți. Da. Vine aici. Colegul mi s-a dat pe căscuță să stau în patcade. E Da, adevărat? da, da, da. 2 secunde, de unde se ține sindicat locul? Da, acolo sus, nu știu. Păi O nici eu zic nu că știu. celălalt, o zic că celălalt. Și Pe pot să văd căscuță. și eu? Hai, nu. Deci de la parcare trebuie să se ducă aici, nu? Da, de la O să mă parcare duc îi și să aduceți văd. aici. Unde o Da. să vă arăt eu. O să avem ceva, Ce dar bine mi-a este spus că omul sunt mișoc. niște scări. Dar am vrut să fie ceva mai retras și să nu fim ținte ușoare. Da, va veni Da. și celălalt coleg în caz de dacă ne va ataca cineva sau cineva, o persoană va fi suspectă, ca să vină să ne zică și nouă, știi? Da, păi fiți atent, doar uite domnul ăla din spate de tot, cu Da. părul alb, vreau să stea în parcare, dacă cred că ați Da, înțeles. după aia o să stăm Da, parcare și numai să... celălalt, când vine cineva, iar îi conduce frumos și atât. Asta e. Ne cerem scuze în Vreau să mergem activitatea. frumos pe aici, că mă uit la picioare. Bocanci și nu trec nimic aici. Nici apă, nimic. Văd că sunt foarte bine echipat. Încă nu mi-ați văzut bastonul ăsta. Am înțeles, bastoane. De toate bastoane. Hai, mamă. Dar oare unde ne ducem? Întrebare. Și răspuns. Mi-am deschis un Fanta cu oranghe, cu portocale. Băi, dar ce bun e, mă. Băi, apropo, Discordul de la OneTap, aveți acolo sus, o să-l pun și în descriere. Și... Nu, vă aștept și pe Discordul lor și pe server. Apropo, probabil, poate pe... Cât de repede, să zic așa, că nu știu când voi posta acest episod, o să vină o surpriză, mai repede decât a fost anunțată, să zic așa. Și... Nu. Ceva de domnul Genuflex, nu e cam așa. Da, mă cam doar mâinile. Am înțeles, dar colegii
De... Na, nu prea vorbesc. Da, da, da. Aici o să se țină în acest spațiu. Mm-hmm. Puteți să vă așezați, uitați, aveți aici... Vă răzemați de stâlpi ăștia, cum doriți dumneavoastră. Restul, domnul paznici și domnii paznici, vă rog să vă uiteți acolo, dacă nu vă spuneți. Sigur, da. Și mai așteptăm... Mai așteptăm până la și 5 minute dacă vine, dacă nu vine restul, o să fie, o să se plătească taxa aceea, dacă știți. Eu zic să așteptăm până la și 10, cine știe, cum doriți, domnule, până la și 10 sau să stau să aștept. Hai, la și 5, la și 5 începem. Avem cum, că avem și înțelegi. Da, 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 știu, 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 e aceea la îngerași. Mă, apropo. Și eu să mă prezint. Fie vorba între noi, am înțeles că s-o cam dat niște chestii la poliție, de la alții. Nu știu, domne, despre ce e vorba. Să că am dat niște informații despre ce s-a împărțit pe aici, cum... Am auzit și eu. N-ai auzit? Nu am auzit, domne, sincer. De data trecută s-a povestit chestia asta. De la altă organizație care au fost. A, despre noi? Mhm. A, asta știu, domne, va trebui să-i dăm pe... să-i lichidăm pe, aia, pe ceilalți aia în calbe, nu o să face... nu o să fac asta. Așa. Dar am înțeles că nu o să poată să fie prezenți și au făcut-o în voie, dar o să vreau să strânge, să convoc tot sindicatul, să vedem ce să-i prindem. Mm-hmm. Aia văzut ce la șeful meu. Asta e... Încă 4 minute și gata. Mm-hmm. Sper să vină și celălalt. Vezi? Multe organizații au părăsit sindicatul deoarece nu le-a convenit, dar... Vrei o țigară? Fumezi? Da, doi și mie, doamne. Ia, ia, stai un pic să mă prind, da. Ma. Stai un pic. Bun, ia și tu o țigară. Vezi că e polma albastră. Place? Așa, stați. Dați-mi mie o brichetă. Ia, plămâni? Evrei dau eu jumătatea fumată. Da. Cred că la toți de aici e varsă. Mă, tu mai vine vreo mafie, vreo șaurmerie. Poftim? Poate mai vine vreo șaurmerie ceva pe aici și să-i le arăt unde... Nu, că vine domnul Badigort. Nu vine el. Haide, mă, haide și voi, vezi. Lăsați-o, am vrut să mă întârzi și eu, mă rog, dacă nu veneam așa repede, trebuia să mă întârzi și eu vreo două minute. Am avut un pic de treabă. Că am zis la oameni, zic, băi, plecați acolo în caz, dacă e ceva, vin eu repede. Da. Dar, na, sâmbătă, grătare, în altă combinație, știi tu. Și vă sunteți de-a lui Satana, mă? Nu suntem, domne, noi iubim să mergem cu mătoare, ne plac mătoarele și cam atât. Asta e logo-ul nostru, domne. Băieții cu mască. Da, da. Ah. Domn, două secunde, că am niște probleme cu niște băieți de aia care dau bani și tăcă. Bine. Dar dumneavoastră ați venit lider cu lider sau cum? Eu? Nu, băieții ăștia doi de aici. Ah. Cu lider. Ah, ok, ok. Încă zic, nu știam care sunt, care... Normal, nu ne cam cunoaștem eu cu domnul. Că data trecută s-a cam lăsat cu niște focuri de armă afară și am zis că mai am eu un coleg de... sub orice... Unde a fost data trecută? Eventualitate. Trebuie să ținut înainte. Ah. Scuzați-mi de aranjor. Nu e problemă. Aia că mi-au comunicat domnii din pala să vin și... Aia, roșu, poți dai pe masca jos, te văd și eu? Sau e secretă? Care dintre noi? Eu zic că n-ar trebui să există secretă aici, nu. N-ar trebui să ce vezi, nu? Nu, că el cam cunosc dintr-o altă viață anterioară, să zic așa. Eu auzi. Domnul, dumneavoastră sunteți ăsta cu superstițios? Nu știu dacă ai auzit de ruși. Ai auzit vreodată? De cine, domnul? Ruș.
Da, normal, domnule. Nu, bun. Vorbești cu fostul, cu șef secundar. Înțeles. De acolo cunosc pe om. Tu erai, mă, nebunule. Da, da, da. Asta e un braț, mă. Nu te-am mai văzut un secol. Ia, bro. Bine, mă. Ne mai întâlnim acolo pe... pe la deșertă? Da, da. Ne mai batem pe ale. Mă rog, am înțeles. Am luat o țigare pe de gol. E greu, ha? Așa e, că nu spun. Te văd că vin și domnii de acolo și cam trebuie să începem, că nu mai vine nimeni aparent. O treaba lor, domnule, ei... Bună ziua, am adus în... Da, domnule, mulțumim. Bună ziua, domnule, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Așa, deci, să începem. Colegul, dă și mie lista. Stai să iau timpul să nu. Nu, hai că începem, guys. Mă... Uite aici. Așa mers. Aș cam închide videoclipul, dar nu îl închide. Așa, domnule, bună ziua. Bine v-am găsit la a doua ședință de sindicat. Mă rog, la cincea, noi, da. Eu mă numesc David Ramirez. Domnul colegul meu se numește, cum te numești colegul? Puteți să-mi spuneți, domnul Michael. Așa. Noi facem parte din organizația Sons of Anarchy, San Andreas. Filiala San Andreas. Am înțeles. Și aș vrea să facem cunoștință, în primul rând. Domnul, de dreapta, cum vă numiți? Tătaru, Alex. Ce organizație? Anormale. Ok. Domnul Poromov? Bună ziua, mă numesc bratul Andrei și din Balas Family. Așa. Domnii Roșu. Prezentă-te, colegul. Prezentă-te, colegul. Alo. Alo, somnă. Bine, e pe gânduri, cred. Marius Barosanu din Medellin Capital. Așa, domnule. Încă o dată cunoștință. Astăzi ne-am adunat aici pentru a discuta noi termeni, să zic așa. Noi suntem noi lideri de sindicat, dat fiind faptul că ceilalți nu știu ce s-a întâmplat cu ei, dar... da. Am văzut că unora nu le convine că eu și colegul meu am ieșit lideri așa. Le displace ideea asta. Și din cauza asta, aceia va trebui să moară. Și aș vrea să-i prindem, o să fac o altă mini, să zicem așa, o altă mini ședință pentru a-i prinde. Dar știți ce v-aș ruga? Dacă toți vorbim aici, vă rog să rămână doar între noi. Nu vreau să se afle mai la alte persoane, da? Da. Așa. Vreau să prindem și pe cei din Balas, pentru că am văzut că am primit foarte multe Los Vagos, mă scuzați, Los Vagos, da. Am văzut că am primit foarte multe reclamații din cauza că ei sunt foarte, cum sunt colegul, foarte așa, foarte cu nasul pe sus. Needucați. Da, needucați cu nasul pe sus. Și din ce am înțeles, cam toată lumea ar vrea să fie dați afară, nu? Da. Mai n-am treabă cu ei, nu știu. Dumneavoastră nu aveți, că dumneavoastră sunteți cu paza cu astea. Eu am treabă. Și eu am niște treabă, da. Da, fiind faptul că aproape tot sindicatul dorește, eu zic că ar fi o decizie bună să fie excluși și omorâți fiecare. Și de asta n-ar trebui să se afle mai departe, pentru că dacă se afla, pot să trece cu mai multe informații despre noi și despre dumneavoastră. Da, vă înțeleg. Nu cred că vreți să ajungeți la poliție, să ajungă informațiile la poliție și apoi să aveți un mandat de percheziție pe numele noastră. Da, și cum e în pătul. Păi și săptămâna asta să ne ocupăm de ei sau când? Da, ar fi ideal săptămâna asta să ne ocupăm de ei. Dar, sincer, aș dori să fie și mai mulți activi, mai mulți membri, lideri, co-lideri, cum se spune, activi. Și... Da, dacă tot o să fie neactivitatea asta, să spun așa, va trebui să-i dăm pe rând, că n-avem ce să facem. Adică ocupăm un loc degeaba. Da, nu.
Eu am o idee mai bună. Inactivitatea să plătească. Păi nu, cu o exact asta e. 700.000. Ca să nu poată să-și permită. Momentan suma este de 50.000, dar armează o idee bună. Păi să nu își permită să lipsească. Dacă mă înțelegeți. Vedeți, frate, îndreptă-te aici. Da. Despre teritorii. Teritoriile vor rămâne altele sau vreți să le schimbăm un pic? Bă, eu nu vreau să schimb. Așa mi-a zis șeful înainte. Am să... înțeles de la șeful dumneavoastră, de la domnul Normalu, că aici este la voi, nu? Da, da. Ok. Teritoriile vor rămâne aceleași, pe cele care le-aș până... trecută, astea vor rămâne. Până la un moment dat în care, nu știu, dacă o să dau eu un stropul, să numește, dacă știți, pe mai engleză așa, să votați dacă vreți să, să vă schimbăm teritoriile sau nu. Da, liderul acolo mi se... să fac droguri de camera de prelucrare a drogurilor. Din câte am înțeles, domnul a cam ieșit. Acolo nu mai e teritoriu, nu? Nu, nu, nu. Acolo, la domnul acela, cum îl chema? Că nu mai știu. Nu știu, ceva de... nu știu. Nu știu. Așa că era ceva mafia siciliană sau ceva. Da, ceva de genul, domnule. Deci cei, cel care a avut acele teritorii nu mai sunt, nu mai există, nu mai sunt în posesia lui și va trebui să fie cumpărate. Din nou, de cei ce care doresc, vă dați seama. Și dacă avea să iau acel teritoriu, cam cât ar costa? Deocamdată... deocamdată nu, nu, se, nu este la vânzare, va trebui să stabilim un preț și apoi. Ok? Ok, că vreau să intru în posesia lor cât mai curând. Da, domnule, desigur. Care o să, la următoarea ședință, care o să ofere mai mult, acela o să primească teritoriul, ok? La următoarea ședință, la sfârșit, o să încep să facem o mică licitație pentru acele teritorii și... vă dați seama că o să fie al nostru. Da, domnule. Succes! Chiar ne dorim chestia asta. Așa. Da. Noi o să scoatem ca organizație, nu știu dacă știți, dar avem acea plantație de cocaină. O să vreau să scoatem și pe aia la vânzare. Cine dorește, poate să o cumpere. Și pe aia o să o fac. Ai bani. Suntem în bani. Muncim, o să-i de zi, facem bani. Da, la muncă 24-7, dai seama că avem bani. Șeful, nu știu, șeful și la urmea aia să vorbim despre probleme, totuși. Mă gândesc că săptămâna asta au fost câteva probleme, nu? Da. Ce, domnule, alt subiect, v-a mai deranjat cineva prin oraș? Aveți probleme cu cineva sau organizație? Aveți probleme cu alte organizații prin oraș? V-a deranjat cineva săptămâna? Domne, eu aș avea niște probleme, da. Aș avea niște probleme cu domnii din Los Vagos, domne, deci i-am explicat domnul dânsului de acolo că... Nu, care este un sindicat, care este sindicat, domne, adică și Los Vagos este sindicat, dar nu va fi pentru mult timp, adică... Alte, nu doar cu organizații din sindicat, vă dați seama, nu avem treabă cu cele ministerii. Nu, cele care abia au ieșit, Ciliana aia, dar nu mai e sindicat, deci nu mai... Poți să vă adresez o întrebare? Spuneți! Cine a ieșit din sindicat? A ieșit, da, bine că mi-a lăsat să aminte, Yakuza, organizația aceea Yakuza, tocmai a ieșit din sindicat și va trebui să îi prindem la un moment dat. Până îmi dau informații. N-am avut timp să vă chem astăzi, că na, erați ocupați și cu ședința acum pe care o avem și nu cred că mai venea nimeni la acea adunare. Când ați dorit să mergem după domnii să îi prindem? Săptămâna asta, cel puțin pe marți, miercuri. Da, așa e, domnule. Aveți Că de repede cât mai bine. Nu? Poftim? Da. Și foarte bine, da. Cel mai bine ar fi să-i primim. Eu 10-6 seara, adică nu... Păi, domnule, eu mă ajut de îndată, dar nu suntem mulți, suntem 4, că suntem aici. Ne chemăm dracului. La mine nu prea sunt, că sunt plecați în concediu, ca la dumneavoastră. Nu e problemă, că de trească oameni știe toată lumea. Domnul Roșu poate... Eu aș avea și eu niște membri, ar putea să vină, dar... Nu știu de dânsi dacă pot să... Păi șeful lor trebuie prins și... Da, aveți membri? Da, avem membri. V-am spus, 24-7 la noi sunt toți. Ok. Noi suntem bine. Da. Colegul, acum ce mai ai tu de spus? Eu am terminat. Care e faza, pe cine trebuie
unde trebuie să ținem. Mm-hmm. A spus, teritoriile mafilor care au ieșit sunt libere, deci o să le punem la licitație săptămâna viitoare. Cine câștigă licitația, știți, e teritoriul. A, despre parcarea rușici, da. Eu sincer, după părerea mea, eu n-aș introduce-o înapoi, pentru că se împușcheau foarte mult și pierdeam mulți colegi și mulți membri. Și ce am de acord? Ideea este că am putea să facem decât niște vânzări. Știți cum mă gândesc eu, în momentul în care facem vânzări, ilegale să spunem, de exemplu dacă vrem să vindem o armă, nu se poate evita să ne împușcăm cu poliția, de exemplu, dacă în momentul în care dai anunț. Deci în momentul în care poliția dai anunț, vine momentul 2. Da, poliția este acolo în momentul 2 și e inevitabil să te împușcui. Da, ca să te aperi, că nu te duci ca prostul la închisoare. Okay, o întrebare o să am, dacă din sindicat. Dacă o să afle poliția informații despre noi, spre exemplu, o să pot să convoc sindicatul să mă ajute? Da. Întâi mă contactați și imediat îl dau un anunț pe grup, pe grupul de WhatsApp și toți o să fie la casa dumneavoastră, ok? Ok. Și anormal o să fie pe acolo cu voi. Da. De-aia am întrebat că ca să știu. În caz dacă o altă, de exemplu, nu știu, mafia Yakuza au informații despre dumneavoastră și vor să vă atace, să... Noi nu putem, nu puteți invoca sindicatul. Nu, mă refer doar strict de poliție. Nu, ne frică de altcineva. La poliție... Nu, nu ne frică de altcineva, nu fac de poliție și cam atât, că sunt mulți și nu depășești numeric. Normal, dacă ne adunăm toți, nu prea. Da, de-aia am zis dacă pot să convoc sindicatul. Da, domne, dați un mesaj pe WhatsApp, eu vă răspund și după aia dau anunț. Ok, perfect. Deci, eu la un lucru care m-am gândit, la asta cu parcarea roșie, eu zic că nu este o idee bună să o introducem înapoi, deoarece nu se poate evita împușcăturile acolo. Și m-am gândit la locație, la Grove Street, pentru că acolo este o zonă mai rău famată, acolo se transportă și droguri și etc. Și eu zic că e o locație bună pentru a face afaceri, după părerea mea. Deci, la Grove Street acolo, nu? Da, drum. Zona unde aia, Grove Street. Unde a fost mafia rusă, nu? Nu știu unde a fost, dar cred că pe acolo, dacă spuneți dumneavoastră. Noi nu știu dacă ați auzit de ulița de sus, ulița de sus. Noi am vrea să introducem și acele... Da, nu cred că o să se poată. Vedem ce zice domn primar. Vedem ce vorbim și cu domnul primar și vedem ce... Domnule, aș avea eu obiecții împotriva ăsteia de... Eu și organizația mea avem casa pe lângă Grove Street, cred că știți unde e, apropiat de Grove Street. General, așa. Grove Street-ul și lângă, dar gen, da, e o casă acolo mai mare. Helicopterul. Să nu se ajungă la chestii cu tras pe acolo, pe lângă casă, în perimetru, adică domne, în Grove Street acolo, da, dar nu lângă casa noastră. Mă scuzați să vă întrerup, dar în cel mai rău caz, împușcături vor fi doar cu poliția, atât. Cu membrii sindicatului nu o să fie niciodată. Păi da, la asta mă refer, da. Sper și eu ca să se țină de cuvântul ca și înainte. Da. Așa, deci... Da. Deci în zona afacerilor legale se vor putea face în toată zona aia Grove Street-ului, nu doar în strada aia acolo rotundă, dacă o știți. Da, eu nici pe unde, da. Deci, cam asta a fost. Despre întrebare, eu aș vrea să o schimbam. Aveți idei de întrebări? Și răspuns de asemenea. Nu știu, mă ascultam pe dumneavoastră. Mi-a zis să scap acestui sindicat. Stai sub pietru, dacă mă gândesc. Noi spusesem să nu fie decât ca noi, poate nu vă convine nici dumneavoastră și aici ne spătim și cu dumneavoastră astăzi, așa și să descrită această întrebare. Da, dar din păcate vedeți cum e, nu știu dacă ar fi chiar indicat să schimbăm răspunsul și întrebarea, deoarece suntem și puțini. Și probabil liderii din alte mafie nu o să știe întrebarea respectivă, păi... și o să fie un haos. Da, mă gândeam să dau un anunț pe ăsta, pe WhatsApp, domne, ca să știe. Toată lumea nu o să facă anunțul. Mă garantez eu.
Da, sunt, da, sunt atunci dacă puțin. Spuneți dumneavoastră, o să mai lăsăm puțin, dar dacă o să afle și civilii despre întrebarea asta, va trebui să o schimbăm, vă dați seama. Că... dacă nu, da. O să facem o mini-ședință în cursul săptămânii și o să schimbăm rapid. Da. Da. Cel mai bine. Asta n-ar fi o problemă, că era așa mare. Mă, nu știu, aș vota pe data viitoare să fie ședința asta pe duminică cumva. Ce ziceți? O să încercăm, domnule. Da, da, da. Am făcut-o mai repede, deoarece nu mai avea lumea răbdare. Înțeles. Deoarece sâmbătă aia așa un pic mai... Păi da, nu, să dau... mai aglomerată, mai... Nu avea lumea răbdare, dar unde? Sugestie, un alta? Unde vorbim? Totuși, nu? Da, și-ar fi indicat undeva să ținem undeva într-un loc mai... Mă, este locul retras prin munți, de ce să nu ne ascundem acolo? Aici, nu știu, dar dacă vin un elicopter, sunt cam predispuși toți. Ți-ai liniște că acolo o să... Vedem, na, nu știu. Bine, băieți, dacă v-a plăcut acest episod mai mult... Eu am fost un happy, v-am lăsat o zi frumos, aveți, pa, pa. Cu alegerea noastră.